Da. Eu, da, vă salut! A apărut? Ce să apară? Ce ține măcară, domnule? Aaa, rugălă! Foarte bine! Vreți să vorbiți? Voi vorbi, dar mai tare! Aaa, să veniți! Voi veniți, dacă aveți adresa. Dar de ce să veniți? Ce fac să închem? Aaa, contract! Mă rog! Eu sunt acasă. Nu? Unde să mă duc? Bine, bună ziua! Ce va rog? Un nebun zicea să vină în coace. Ce? Ce-a spus să vină? Ai spus un nebun să vină în casa mea. Mai expui unui nebun periculos. Ah, dar nu-i periculos. E ca bietul fatul meu când a nebunit. Nu știu, era foarte liniștit. Se credea statuit. Uite așa să te-a dat ziua. Dar zonă ta care se credea că ea nu era periculoasă? Nu era săracă. Mă lătra toată ziua! Te lătra, dar nu te-am mușcat niciodată. Eu n-am știut niciodată că în casa asta au existat atâția nebuni. Nici eu n-am știut înainte să mă mănânc cu el. Am aflat imediat după aia. Știți ce? Iar nu vă mai faceți atâtea grijă. Poate nici nu mai vin. Zicea ceva de o telenovelă sau novelă, cam așa ceva, să facem un contract. N-am înțeles nimic. Zic eu că părea nebun. Ula la mine de parcă aș fi surd. Dar tu nu ești surd. Așa că dacă vine, discuți cu el, că ai experiență din familie. Am deputat, am vestit de lucru. Bravo! Bine că da, Dumnezeu! Șomer de 5 ani! Ce ai vestit de lucru? Uite aici. Am primit două remis o novelă zisă de mine și a apărut. Și ăștia plătesc bine. Să nu fie vreo revistă de aia femei goale care dau afară în clasă! Nu mă măsor, până și uitați. Că e revistă strigăță. Are și poza mea. Și dacă are poza ta, ce înseamnă că e serioasă? Eu cred că din contră. Sunt scriitor. Dacă numele meu e scris aici, sunt scriitor. Mua! Ce faci de care mi-ai făcut băiat? Ce? Pe mine nu mai te faci. Hai să se viață. Și acum ce faci? Unde te duci? Să mai scriu una. Una genială. Doar sindactist. Și atunci de ce nu scrie aici? Imposibil. Mă duc la cafeneaua lui Nenuț, la Times Man, acolo vine inspirația. N-au zis că sunt artist, așa putea și minulez și Bacovia. Cine mai era și de școala din ziua de azi. Bine că ai găsit motive, te duci la cafeneaua lui Nenuț. Ba, sunt artist, muzele mă cheamă. Cine sunt la muzele? E, sunt un fel de top modele, la care sunt artiști. Ei, poți fi ce porcărie. Ce? Uite ce scrie taică-buci. Nefastă mea. Semăna destul de bine cu soacră mea. Avea fire iată și violentă și nu era mult mai deșteaptă, dar făcea mai urât când o apucau dragii, adică prea des pentru mine. Nerușinatul! Stai, dragă, nu te mai agita. Nu cine le tot spune asta. Dar cine? Unul din personajele lui. Apoi n-ai literat. Bine, ia auziți aici. Generația copilor mei a decăzut o incultură degradantă. Fete tinere și puști, puști de liceu, se gândesc numai la sex și băutură. Aștept cu inima cât un purice, se văd apucându-se de droguri. Ah, ce greu e să fii părinte. Să spune tata una ca asta despre noi? Ce notă ai avut la boară în literatura română? 5. Ce legătură are? Păi e, că nu te pricepi. Nu înțelegi că nu tata tot spune asta? E unul din personajele lui, profesorul
Vasilescu. Eu nu cunosc niciun profesor Vasilescu. Eu pe el îl cunosc și o să-i arăt eu. Uite ce scrie. Oașca de soacră. Ce? Ce dai din cap că da? Da, și din cap că da, așa este. Bă, așa zice. Dar nu el spune asta. Ce personaj. Păi arăt eu lui ce personaj sunt. Se poate la valoarea ta. Am scris destul.
câteva foițe. Du-te și mai scrie. Vreau să fiu mândră de tine. Toți vecinii ne-au felicitat. Ce cauți acasă, nu mai scrii? Oh. Bravo, băiat. Ai scris, bro. Du-te și continuă lucrul. Du-te imediat, că altul m-a ajuns clasă. Scris destul. Destul, a? Păi, Barzac scria o reușit. Zile, noapte. Hai, bine. Da. M-a toalegit de îmbrăcat așa. Eu? Păi... Păi, s-a învățat și el așa. Dacă are cine de scriitor în cinstea ta să te stimulezi. Mai, ești găgăuța. Mă, te iubesc. Bună idee. Mă duc să vă schimb și eu. Să arăt autor. Nu. Tu te întorci la masa ta de lucru, dragă, de la Nenuțu. Nu pierde timpul fiecare minut contează la un artist. Da, nu m-a căutat nimeni de la revistă, de la editură, de la Uniunea Scriitorilor. Nu, dragă, stai liniștit. Dacă e ceva, le spune noi. Mă fac ei presa după. Și eu secretară. Sunteți scăroza. Mă. Ce bine că vă bucur de succesul meu. Asta mă spunează scăroza. Ne bucurăm, ne bucurăm de atunci. Știți, e ceva ciudat. La cafenea la Nenuțu, toți vecinii m-au cam ocolit. De ce, oameni? E normal, tata. Tu ești celebru, intimidezi. Să știți că asta e cauza. Eu mă temeam să nu te supărați la profund între ei, personaj. Nu, dragă, se tem să nu stupure idei. Hai, du-te spre Glorie. Da. Te așteaptă femeile alea. Da. Ce femei? Nu se ne dragă. Bine că am scăpat de el. Mă pune în fiecare muzicela pe aici. Vreau să zic
la maturita. Așa a fost el, mereu mai întârziat. Și scrie tot timpul? Trebuie să aibă setările pline de manuscrise. Dar nu mai avea loc în casă decât a scris. Chiamă dragă pe maestru. Pardon, pe maestru. Sper că s-a bucurat de titulire în sala asta. Da, uite așa sărea. Mă rog. Am adus și onorariul cuvenit. Nu-i prea mult. Dar va mai crește pe viitor. Lăsați-mi să-mi pun. Dar știți, voiam să-i dau personal maestrului. Nu, vă rog, niciodată, Luigi. Maestre Mihai, bonjour. Nu vă las cu maestru. Sunt onorat să vă cunosc. Vă felicit, vă felicit. Din câți prozatori a avut literatura română, dumneavoastră ați debutat cel mai strălucit. Nu ați mai zis de dat. Vă credeam mai tânăr, după fotografie. Știți, lucrând atât de mult în ultimul timp, am ajuns să par mai vârstă. Iar poza e mai veche. Tocmai ce ieșise de la pușcării. Da. Experiența de viață e decisivă pentru prozatori. Am adus un contract. Aș vrea să ne dați câte o novelă în fiecare lună. Da. Da. Știți, eu... Adică nu prea, cum să vă spun? Eu nu sunt un novela. Eu, roman. Perfect, ne dați câte un capitol de roman în fiecare lună. Nu e nevoie să vă deranjați, vin eu să-l iau. Sau... Mai bine, mi-l aduce nepoțica la redacție. Vă rog, ce să puteți fi sigur că... A, dar n-am nici o îndoială, nu, vechi, pentru că... Semnați-i aici. Totul va decurge perfect. Nu cred. Vine tata. Domnule, vă rog, vine cine trebuie și să nu spuneți cine sunteți. Știți, el a avut totodată unul ăsta un șoc. Și de atunci se vede scriitor. Da, fiecare ta se crede mare scriitor. Ca bunicul. Se agită rău când e contrazis. Are un ăsta... Un complex? Da, un complex foarte complex. E nenorocire. Săracul, el vrea să fie la mine. Un complex de substituire. Da. Exact. Trebuie să vă substituim cu altcineva. O să spunem că este tipul de la telefoane. Bună ziua! S-a stricat ceva? Da, telefonul. Dânsul e de la telefon. Ei, poftim! S-a stricat tocmai astăzi? Așteptam un telefon de la organist. Era important. Ce v-am spus? E în criză. Da! Am o criză! Domnișoară, țineți-mi bine! Am început a doua nuvelă. Săracul de el, așa ne chinim tot timpul. Și vă rog să aveți grijă de capuri, că dacă nu fac moarte, moarte de omnișoare, interați-l dacă e nebun! Domnule! Eu nebun? Eu sunt scriitor, un maestru, un Balzac, un mare autor! Am nevoie de telefon, de contacte cu lumea! Ah, ce m-am nefat! Am semnat contractul. Trebuie să predam capitol pe lună. Da, nu-i problemă. Am subiect. Am la subiecte... O să apăresc cu toții romanul meu.